12. Oamenii erei spațiale Fotografii de Sam Folk pentru National Times 26 martie 1956 Inginerii aerospațiali, cei care concep, proiectează, construiesc și lansează motoarele puternice pentru transportul instrumentelor științifice în spațiu, sunt oamenii de la care țara așteaptă marile realizări ale erei spațiale. Lucrează în domenii diverse, de la combustibil la sisteme de calcul și de la aliaje la tehnici de comunicare. Cel mai cunoscut dintre ei este Nathaniel York, inginerul șef al Coaliției Aerospațiale Internaționale. Conferința de presă a decurs exact cum anticipase Betty. Întrebat despre lista exclusiv masculină, Norman Clemons, directorul CAI, a răspuns că s-a procedat așa din motive de siguranță. Și a fost aproape la fel când Columb a descoperit lumea nouă. Sau când Shackleton a condus expediția la Polul Nord. Pe atunci nimeni nu s-a îngrijorat că la expedițiile acelea nu au participat și femei. Era convins că efortul internațional demonstra limpede că era vorba despre o expediție pașnică, făcută în scopuri științifice. Unele reviste pentru femei, înființate ca să facă propagandă sufragetelor, au preluat articolul lui Betty și s-au alăturat eforturilor ei de a susține includerea femeilor în ridicarea coloniei. Niciun bărbat nu acorda niciun fel de atenție revistelor pentru femei. E revoltător, știu. Basira s-a așezat de partea cealaltă a biroului nostru comun de la CAI. S-a întors. M-am uitat în spate ca să văd dacă o auzise cineva. Nu ca ar fi contat, dar celelalte femei din departamentul de calcule erau toate ocupate. Scârțâitul creioanelor pe hârtie și al cursoarelor de sticlă pe riglele de bachelita alterna cu răpăitul mașinii de calcul Frieden. Și chiar dacă cineva ar fi auzit-o, nu era nimic grav în faptul că Basira anunța întoarcerea directorului Clemons de la poligonul de încercări. Pe lângă asta, majoritatea știau ce anume speram eu să fac. Am dat din capa în cuvințare și am închis caietul de lucru. L-am pus la o parte, așezând frumos creionul pe el. După aceea am deschis sertarul și am scos alt caiet etichetat oasp în care trecusem datele adunate despre femeile pilot din al doilea război mondial. M-am ridicat strângând caietul la piept. Basira îmi zâmbi. Operațiunea doamnele au prioritate a început. Simțeam nevoia să râd cu disperare. De la biroul pe care îl împărțea cu martle Helen înălță capul. Îi trase un cot lui martle care se întoarse și ridică degetul mare spre mine în semn de încurajare. Am dat aprobator din cap și am părăsit încăperea, mergând pe coridoarele care duceau la biroul directorului. Nu aveam niciun motiv să-mă tem de el. Ne întreținuserăm de nenumărate ori la petreceri sau picnicuri organizate pentru angajați. Când avea loc câte o lansare, era o prezență liniștitoare în camera obscură. Dar până atunci în relația cu el Nathaniel sau munca mea fusese întotdeauna un scut. Palmele mele transpirate lăsaseră urme umede pe coperta caietului. M-am oprit în fața ușii sale niciodată închisă ca să mi le șterg de fustă. Îmbrăcasem un gri tip creion și o bluză albă, în speranța că-mi vor da un aspect de femeie de afaceri. Orice fel de armură era binevenită. Mi-am înghițit emoțiile și am intrat. Doamna Kerr, secretara lui, m-a privit cu un zâmbet. Cu ce vă pot ajuta, doamnă York?" Aș dori să mă programez ca să stau de vorbă cu domnul director Clemons." Mă apucase frica. Aveam caietul la mine, iar el era chiar acolo. Citea stând cu picioarele pe birou și cu un trabuc între dinți, învăluit de fumul parcă scos de un motor care dă rateuri. Pe coperta cărții era desenată o rachetă într-un peisaj cu praf roșiatic. Părea mai degrabă roman decât lucrare științifică. Un moment să-i verific programul. Directorul lăsă cartea jos. Să intre, spuse el. Am înghițit în sec. Dicția lui de britanic mă făcea întotdeauna să mă simt ca și când tocmai mă întorceam murdară de pe câmp. Mulțumesc, domnule director. Ridică puțin cartea când văzu că mă apropii. Ai apucat să o citești? Nu, domnule, E cu un capitan York care seamănă foarte bine cu soțul tău, preciză și mi făcu semn să mă așez. Stai jos, stai jos. L-ai cunoscut pe tipul ăsta, Bradbury? Nu, domnule. Cred că e fanul soțului tău. Ideea pentru vic civilizații pe Marte e o prostie, dar accept bucuros orice lucru tipărit care stârnește pasiunea oamenilor pentru spațiu. Lăsă cartea pe birou. Congresul face iar scandal din cauza sumelor alocate pentru dotări. Îți mai trebuie echipamente de la IBM pentru departamentul de calcule? Ci că sunt la ofertă. Am clătinat din cap în semn că nu de asta venisem. Asta e decizia doamnei Rogers, am spus. În ce mă privește, nu mi se par foarte fiabile. Așa zic toți inginerii. Se supraîncălzesc. Scoase un mormăit și dă dua aprobator din cap. Cu ce te pot ajuta? Știți, e vorba de a trezi interesul publicului pentru Marte, domnule. Vedeți, am vrut să vorbesc cu dumneavoastră despre includerea femeilor în misiunile viitoare. A femeilor? Se aplecă în față și mă privi cu toată atenția. Nu, nu dacă vrem să ținem treaz interesul publicului, avem nevoie de cei mai buni piloți în misiunile astea. Altfel, ni se va lua capul. Înțeleg, dar dacă vrem colonii viabile, avem nevoie și de familii, iar asta înseamnă să convingem femeile că vor fi în siguranță acolo. Am deschis caietul la graficul pe care îl trasasem. Acum, sigur, nu doriți să trimiteți în spațiu femei obișnuite, după cum niște bărbați obișnuiți nu ar fi candidații cei mai potriviți pentru asta. Dar, de exemplu, m-am gândit că poate ați lua în considerare femeile pilot din WASP. În război au zburat numai pentru Statele Unite 1027 de femei, fiecare adunând în medie 700 de ore de zbor iar 792 dintre ele au depășit o mie de ore. Pe de altă parte, un pilot de avion de vânătoare... Nu. Po poftim? Nu trimit femei în spațiu. Dacă moare un bărbat, asta e, e o tragedie, dar lumea o va accepta. Dar o femeie? Nu. Programul ar fi terminat. M-am ridicat așezând caietul pe birou și întorcându-l spre el. Totuși, cred că am putea schimba percepția publicului. Cu cifrele astea... Nu. Vorbești despre femei care au zburat cu avionul de parcă ar fi mers la luptă cu el. Apăsând cu degetele pe grafic pe liniile liniștitoare, am tras aer adânc în piept. Rosti se luptă ca și când lupta ar fi fost luată în calcul pentru misiunile spațiale, dar nu era nevoie de ea când întemeiai o colonie. Am dat înapoi, ca de obicei, în loc să marșez pe ideea asta. Organizăm un spectacol aerian. Poate doriți să veniți să-l vedeți? Ca exemplu a modului în care am putea schimba percepția publicului despre femeile pilot. Au fost antrenate mai riguros decât bărbații, dată fiind varietatea de avioane pe care le pilotau. Apreciez efortul, dar proiectul trebuie să meargă înainte. N-am timp de acțiuni de caritate. Luă cartea și începu să citească. La revedere, doamnă York! Am închis caietul și mi-am mușcat buza. N-aș putea să spun dacă mi înghițeam lacrimile sau urletul. Probabil că pe amândouă. S-au mai scurs niște săptămâni, iar eu nu m-am mai concentrat pe spectacolul aerian, nu numai din disperare, ci și pentru că lucrăm non-stop la lansarea pe lună. Asta făcea filiala americană, iar partenerii europeni pregăteau construirea unei stații orbitale. Teleimprimatoarele țăcăneau neîntrerupt dincolo și dincoace de Atlantic pentru ca inginerii aerospațiali să facă schimb de note. Cu toții stăteam multe ore peste program. Totuși Nathaniel încerca să plece înainte de apusul soarelui vinerea ca să respectăm sabatul. Nu că am fi fost noi foarte religioși, dar ne prindea bine disciplina. M-am proptit de cadrul și biroului său când umbrele cenușii ale serii se lăsau grele peste parcare. Nathaniel avea mânecile suflecate și se uita încruntat la ceva de pe birou. Am bătut la ușă cu buricul unui deget. Gata de plecare? Hmm? Ridică privirea și se frecă la ochi. Mai am puțin de lucru. Te super dacă aștepți? Știi, mă gândeam că vara am putea pleca acasă pe la apusul soarelui. Nathaniel se răsuci în scaun cu fața la parcare. Cât e ceasul? Aproape nouă. Am intrat și mi-am lăsat geanta și haina pe un scaun. Ai luat vreo pauză azi? Da, am avut o întâlnire la prânz cu Clemens. Se răsuci înapoi la birou și luă hârtia pe care o studia. Elma, dacă ai fi pe orbită, ce manevră de apropiere ți s-ar părea mai logică? Cea perpendiculară de-a lungul razei orbitei sau cea orizontală pe aceeași linie cu traiectoria țintei? În primul rând, întâlnirea de la prânz nu se pune ca pauză. Din spatele scaunului său m-am aplecat peste el ca să văd ce analizează atât de concentrat. Era un raport intitulat Tehnici de ghidare pentru întâlniri orbitale cu echipaj uman care părea să conțină mai multe întrebări decât răspunsuri. În al doilea rând, despre ce orbită vorbim? Nathaniel răsfoi paginile. Stai puțin, să zicem 6500 de kilometri. Am început să-l masez la baza gâtului cu degetele mari, gândindu-mă la întrebarea lui. Una dintre provocările astrodinamicii era că cu cât te deplasai mai repede, cu atât mai sus era orbita, deci cu atât mai lentă. Era absolut imposibil de găsit o soluție fără ecuații sau un model. Așa că nu mă puteam încrede în instinctul meu de pilot, care îmi spunea că manevra de apropiere pe orizontală e cea mai indicată. În manevra orizontală V bar V-ul venea de la viteză. Te apropiai de țintă zburând în aceeași direcție cu ea. Degetele mi se înfipseră în mușchii de la baza cefei lui Nathaniel. El își lăsă capul în față până când bărbia i-a tinse pieptul. Însă ar merge și manevra perpendiculară, dacă am coborât pe o orbită mai joasă decât cea a țintei. Odată ajunși suficient de aproape de ea, am putea prinde propulsoarele ca să ne împingem spre ea, folosind astfel și mai puțin combustibil. Aveam un răspuns posibil, dar soțul meu gemea de plăcere și nu eram sigură că m-ar fi auzit. Trapezul lui era o masă solidă de noduri de la un omoplat la celălalt. Aș înclina spre manevra de apropiere perpendiculară. Mai puțin combustibil plus că astrodinamica presupune un efect de frânare natural dacă te lasă propulsoarele. Înălțând capul, Nathaniel se aplecă în față ca să se uite pe foaie. Vezi, tot asta cred și eu, însă parcă vrea manevra cealaltă. Câteva clipe am rămas cu mâinile în aer, apoi am netezit cămașa. Păi, el a fost în spațiu, pe când eu nu. Ca pilot, probabil că m-aș baza mai mult pe părerea lui decât pe a mea. Asta e exact problema mea. Toată lumea crede mai mult în părerea lui, pentru că e unul dintre astronauții programului Artemis 7. Aruncă hârtia înapoi pe masă, chiar și când nu e vorba de pilotat. Vreau să zic, îi tot dă înainte cu sovieticii, pardonă, amenințarea comunistă. Iarna asta lungă i-a lovit mai puternic decât pe noi. Uniunea sovietică s-a dizolvat pentru numele lui Dumnezeu. Ce-o fi în capul lui? Nathaniel se frecă pe frunte. Uniunea sovietică nu mai există, dar Rusia e la fel de mare și întinsă ca întotdeauna. Și de înfometată. Iarna prelungită a afectat națiunile din zona polară mai mult decât pe celelalte. Nici China nu o duce prea grozav. Cred că vrea să se bage pe sub pielea lui Eisenhower ca să. Nu știu de ce. Nu fac decât să bârfesc. Din cauza alegerilor, oamenii uitaseră de motivul pentru care trebuia să ajungem în spațiu. Bine că nu ignorau și importanța programului spațial. Încă. Nu doar Nathaniel stătea la birou peste program. Lunea următoare am fost prinsă într-o serie de ecuații pentru traiectorii circumlunare. Era fascinant pentru că încercam să justific modificările forței gravitaționale când nava trecea de sub influența pământului sub ceasele nară. Totul era afectat, inclusiv cantitatea de combustibil necesar. Când ne-am întors în garsoniera noastră, aveam creierul terci. Aruncând corespondența zilnică pe masă, m-am trântit pe cel mai apropiat scaun. Eram toată murdară de cerneală pe degete, dar m-am culcat oricum cu capul pe mâini oftând. Spațiul mi se părea un loc atât de romantic. Nathaniel chicoti în spatele meu și mă sărută pe ceafă. Am crezut că nu te mai pot scoate din birou în seara asta. Păi Sanchez are nevoie de calcule pentru combustibil până mâine, ca să ajusteze parametrii de sarcină utilă. Mi-am masat tâmplele încercând să mă eliberez de tensiunea unei zile petrecute cu ochii în cifre. Becky se ocupa de asta, dar cineva i-a spus directorului Clemens că e gravidă și abia se vedea. Oricum, nu facem altceva decât să stăm la birou și să fugiți la laboratoare și înapoi și să participați la teste când aprindem motoare experimentale și când testăm agenții de propulsie și. Ești la fel de rău ca directorul. Mi-am îndreptat spatele și m-am încruntat. Nathaniel stătea sprijinit de dulapul din bucătărie. Își scosese paltonul și își slăbise nodul de la cravată. Nu, nu, eu aș fi lăsat-o să vină la serviciu, dar nu și în zonele de testare. Dar înțeleg și hotărârea directorului. Pentru că, citez, sarcina are un efect direct asupra creierului femeii? Nathaniel pufni: Vorbe de politician, nu de om de știință. Dacă s-ar întâmpla ceva cu o gravidă angajată la ai relațiile cu publicul ar avea de suferit. Am deschis gura ca să-i dau o replică, dar am închis-o imediat. Firar să fie, avea dreptate. Oamenii încercau deja să transfere fonduri de la programul spațial, pentru că nu înțelegeau proporțiile dezastrului care ne pândea. Revenind la masă, am luat un plic. O să răsfoiesc corespondența. Poți să plătești facturile, și mâine. Nu voi fi mai puțin obosită. Parte din înțelegerea noastră era ca eu să mă ocup de facturi și de banii familiei. Amândoi ne pricepeam la matematică teoretic, dar eu făceam socotelile mental, pe când Nathaniel trebuia să le noteze, deci eram mai rapidă. L-am auzit deschizândul lapul de vase și zângănind dualele. Cartofi copți și mai avem carne tocată de vită. Ce zici de un chili? Da, da, am un soț care gătește. Nu are un meniu foarte diversificat, dar cele pe care le face se potrivesc cu bonurile noastre alimentare. Chili însemna mai mult fasole, dar era și foarte gustos. Ar fi minunat. Primisem o scrisoare de la Herschel pe care am pus-o deoparte ca să-i răspund în weekend. Dacă i-aș fi răspuns acum ar fi citit doar un șir de numere și simboluri. Factura de curent. Factura de telefon. De ele m-am ocupat pe loc. Un plic alb greu pe care mai că nu scria invitație mi-a atras atenția. Primeam asemenea invitații cu grămada de la persoane care voiau să-l aibă pe inginerul York la serata lor. Era centrul atenției la orice conferință de presă, explicând traiectoriile și parametrii misiunilor astfel încât să înțeleagă toată lumea. Să facă același lucru la o petrecere era la fel de obositor. Dar, dar pe plicul invitației era adresa senatorului Wargin. O cunoșteam pe soția lui. Nicole Worgin fusese pilot în OASP în timpul războiului, iar senatorul era un suporter în a lui Martin Luther King Jr. Speram ca politica lui progresistă și interesele soției sale să-l determine să plece urechea la cauza mea. Am deschis plicul, scoțând bucata de carton gros. Senatorul și doamna Kenneth T. Orgin au plăcerea să-l invite pe domnul inginer și doamna York la un dineu la ora 18.30 pe 7 august. Nathaniel? M-am răsucit în scaun. Își suflecase mânecile și ungea un cartof cu ulei. Hmm? Senatorul Orgin și soția lui ne-au invitat la Undineu pe 7 august să confirm clătină din cap lăsând cartoful pe blat e doar cu o săptămână înainte de lansare voi fi extenuat m-am ridicat și m-am proptit de teșgheal lângă el asta e starea ta naturală și a ta Luă un alt cartof și lunse bine cu ulei Mușchii antebrațului se unduiau la fiecare mișcare. Îi sărise ulei deasupra încheieturii stângi și lucea de câte ori dădea din mână. Așa-i! Am pus degetul pe dâra de ulei și am întins-o mai sus pe braț. Dacă mergem, va găti altcineva pentru noi. Și va trebui să fac conversație spirituală. A, ah, nu! Nimeni nu se așteaptă la ceva spiritual de la tine. Râse și se aplecă să mă sărute. De ce să mergem tocmai la petrecerea asta? Am zburat cu Nicol Orgin, m-am strecurat în spatele său, trecându-mi degetele peste coastele lui, m-am lipit de el. Și sper că senatorul se gândește că e nevoie de femei în colonie. Aha! Se răsuci spre mine cu cartoful încă în mână, ținându-și degetele uleioase la distanță de hainele mele, mă sărută pe obraj, la baza bărbiei, apoi mă ciuguli pe gât. Printre gufituri am reușit să bolborosesc iar tu ai putea argumenta necesitatea de a părăsi planeta. Dar tot extenuat voi fi. Aș putea să te răsplătesc de pe acum. Cartofii ăștia nu s-ar singur în cuptor. Râzând i-am eliberat talia din brațele mele și m-am retras. Bine, departe de mine gândul să-ți distrag atenția de la ei. Se aplecă să deschidă cuptorul arătând un pantalonii bine croiți. V-am mai spus în ultima vreme ce norocam că sunt măritată cu Nathaniel? Curentul de aer cald din cuptor îi flutură o șuviță, iar lumina căzu pe dâra de ulei când așeză ambii cartofi pe grătar. Se ridică și împinse ușa cu călcâiul. Căldura din cuptor încălzi parcă toată garsoniera. Nathaniel ridică o mână plină de ulei. Cartofii ăștia îmi desenau o dungă pe gât. Mai au vreo oră până se fac. Serios? Răsuflarea mi s-a încins și a accelerat. Am timp să-ți demonstrez de ce vreau să mergem la dineul ăla? Își plimbă degetul pe gulerul bluzei mele până la primul nasture numai dacă mă lași să-ți demonstrez de ce vreau să rămânem acasă. Contraargument confirmat.